Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Mulțumesc Bunului Dumnezeu care mi-a dăruit harul să fim iarăși la părtășie împreună cu dumneavoastră. Am trecut în anul 2022 și cu cât trec ani și cu cât eu îmbătrânesc, mă gândeam că mă îndepărtez tot mai mult de anii când eram elev. Am fost și eu elev. N-am făcut multă școală, atâta numai că să înțeleg fenomenul. Și când eram elev, nu mă deranja faptul și orele când profesorul preda. Putea să vorbească o oră întreagă, nu mă stresam deloc. Mai puțin confortabil mă simțeam când mă scotea la tablă să mă asculte. Și mai puțin confortabil mă simțeam când îmi da temă pentru acasă. Și când îmi da temă pentru acasă, nu era o problemă mare. Mai rău mă simțeam când îmi verifica temele, dacă le-am făcut sau nu. Și eu am prins perioada de școală când disciplinarea fizică încă era recomandată. Și mi-aduc aminte când eram mic și nu făceam temele, trebuia să iau la palmă, frații mai în vârstă știu. Și mă punea să întind palmele și îmi luam pedeapsa. Și credeți-mă, atâta mi-erau de dragi palmele cele că nu le-aș fi dat la învățătorul să le lovească. Dar uite așa, mai de voi, mai de nevoie, am trecut și eu prin școală. Mă gândeam la pasajul pe care l-am citit aici, că Domnul Iisus, marele și bun învățător, înconjurat de noroade, le predica, le vorbea. Erau acolo și câțiva ucenici, puțini care erau chemați până la vremea aceea, dar mai ales se spunea aici de farisei, de cărturari, îl urmăreau, îl pândeau, îl ascultau și Domnul termină lecția și la un moment dat le spune așa: temă pentru acasă. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc și nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. S-au împrăștiat mulțimea, au plecat toți acasă, se adună iarăși. Și când se adună iarăși, Domnul Iisus îi cheamă cu temele la control. Și dăm două foi în Scriptură și în Matei capitolul 12, versetul 7, Domnul îi spune așa: dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Înseamnă că nu și-o făcut tema. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă. Și la urmă le reproșează: dacă ați fi știut ce înseamnă milă. Predica din seara aceasta, eu nu dau titlul la predici, dar seara asta am spus că îi dau un titlu. Și am spus: prinși cu tema nefăcută. Acum noi suntem în școala lui Dumnezeu, vom aborda subiectul acesta și vrem să vedem în ce măsură ne-am făcut temele sau nu ne-am făcut temele. Versetul acesta e prins în pasajul chemarea lui Matei. Domnul Iisus Hristos cheamă oameni la pocăință. Dacă ar fi în seara asta aici, te-ar fi în mod fizic, El te-ar fi strigat și pe tine, pe nume. Dar El este aici prin Duhul. Și în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20, Pavel spunea: noi dar suntem împuterniciți, trimiși al lui Iisus Hristos, ca și cum Dumnezeu v-ar îndemna prin noi, în numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Te cheamă la pocăință Domnul în seara asta prin glasul meu. Te cheamă prin glasul cântăreților. Te cheamă prin glasul conștiinței tale, că de mult Domnul sfrământă mintea și spui în mintea ta: ar trebui să mă pocăiesc. Poate pe unii cheamă prin vise de noapte,
Când oamenii sunt scufundați într-un somn adânc, le dă înștiințări ca să le ferească sufletul de groapă. Pasajul acesta spune că în momentul când Domnul Iisus l-a chemat pe Matei, omul ăsta a lăsat totul și a plecat după Domnul Iisus. Cine-i dispus în seara asta să lasă totul și să meargă după Domnul Iisus? Doamne, ajută-ne la aceasta! Eu mă gândeam la autoritatea Mântuitorului. Noi facem slujbe de evangelizare în seara asta la Betel și noi facem în Bucovina. Și la astfel de slujbe invităm, ori nu invităm, că avem cântăreți foarte buni, ca și dumneavoastră, câte un recitator, câte un predicator, ca să fie deosebit, să nu fie de la noi. Și dorim ca să fie un randament în slujirea aceasta. Și de multe ori randamentul nu-i cel scontat. Eu cred că cea mai bună evangelizare este aceea de la om la om. Evangelizarea făcută de luni dimineața până sâmbătă seara. Evangelizare la școală, evangelizare la serviciu, evangelizare între vecini și Domnul să ne ajute să o facem. Dar până la urmă și biserica merită astfel de sărbători. Și dorim ca și Domnul să fie prezent la sărbătoarea asta. Revin la gândul care îi spuneam. Autoritatea Mântuitorului, pe care noi nu putem înțelege. Trecea odată Domnul pe lângă lacul Genezeret, are loc o minune, pescuirea cea minunată, două corăbii se umple de pește, că mai să se scufunde, trag corăbierii ăștia barca la mal și înainte de a vinde marfa, înainte de orice, Domnul îi spune, veniți după mine. Lui Petru și Andrei, lui Iacob și Ioan, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Ce putere era în chemarea Mântuitorului? Când oamenii ăștia lasă totul, inclusiv peștele ăla care nu a apucat să-l vândă și merg după Mântuitorul. Și veți spune voi ca și Luca din fapte, oameni necărturari și de rând. Se pare că Matei era cărturar, era un om puțin mai special, el era la vamă. Era vameș Matei. Și când Domnul trece pe lângă vamă și spune Matei, vină după mine, omul ăsta lasă catastiful, lasă condeiul, închide baraca, biroul și vine după Mântuitorul. Aș dori ca toți predicatorii să aibă autoritatea Mântuitorului. Și atunci când păcătoșii sunt chemați, oamenii aceștia să vină la pocăință. Mă uitam la echipa asta atâta de pe strița Mântuitorului. De la doctor, la vameș, la pescari și l-o chema și pe Simon Zelotul, adică un om fanatic în religia lor. Se pare că vameșii nu erau agreiați de iudei, erau colectori de impozite, erau urâți evreilor. Și Domnul cheamă un fanatic, un naționalist perfect și cheamă și pe unul care era contra evreilor, îi pune împreună și îi face frați. Așa lucrează Dumnezeu. Gândindu-mă la chemarea lui Matei, dincolo de autoritatea chemării lui, eu am văzut că Domnul definește păcatul într-un mod specific. Evreii spuneau că nerespectarea legii e păcat. Erau atâta farisei, erau atâta de curați și atâta de mult se păzeau, că spun tradițiile lor că dacă mergeau pe stradă, veneau acasă, aveau fel de fel de ritualuri, de spălări, de curățire. Ei spuneau, dacă s-au atins de un păcătos, deja e păcătos, trebuie să spele. Și Domnul vine și definește păcatul altfel. El spune că păcatul este o boală. Și că cei bolnavi au trebuință de doctor, nu cei sănătoși. Am privit noi vreodată păcatul ca pe o boală? Pavel spune în 2 Corinteni 4 cu 16 că noi avem un om de afară și un om din lăuntru. Există două entități aici, două lucruri deosebite. Și Mântuitorul vrea să clarifice lucrul acesta. Că în Sfânta Scriptură apar doi oameni,
Omul de afară, omul din lăuntru. Amândoi creați de Dumnezeu. De o complexitate, omul din afară, extraordinară. Medicii nu pot să cadă de acord, de exemplu, cât la sută se cunoaște din funcționarea creierului uman. Citeam niște statistici recent, cineva spunea cam 11%. Altul demonstra că nici 2% din funcționarea creierilor nu-i cunoscută. Foarte puțin. Ce înțelepciune la Dumnezeu, Creatorul, ce minunat Dumnezeu avem noi, și Dumnezeu a creat și omul de afară, a creat și omul dinăuntru. Când întâlnim în Sfânta Scriptură două testamente, Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament se ocupă cu precădere de omul de afară. Îi face făgăduinți pământești, un Canaan pământesc, o odihnă pământească. Noul Testament se ocupă cu precădere de omul dinăuntru. Că sunt și două entități, amândouă al lui Dumnezeu. Evreii, poporul Domnului, și biserica, poporul Domnului. Și acum este o perioadă de tranziție. Domnul vrea să treacă de la Vechiul la Noul Testament, de la împărăția care se manifesta prin jertfe și ritualuri, la împărăția care e înăuntru nostru. Și asta nu înțelegeau evreii. Pentru că Domnul spunea în versetul 17, nimeni nu pune vin nou într-un burduf vechi. Vinul ăsta nou e mântuirea și burduful e harul adus de Hristos, spunea Ioan în epistola sa. Ei voiau să pună mântuirea în burduful vechi al legii. Și Mântuitorul spune, nu ține burduful ăsta, plesnește. În Fapte, capitolul 15, trag apostolul o concluzie în versetul 10 și 11 și spun așa. Acum, dar de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Mântuirea adusă pentru neamuri nu putea fi pusă în burduful vechi al legii. Au început unii iudaizatori să spună, o căpătat neamurile mântuirea foarte bine, să se taie împrejur, să țină legea lui Moise, și încercau să pună mântuirea nu în burduful harului, ci în burduful legii. Și Domnul spune, nu se poate așa. Domnul definește păcatul ca fiind o boală. Revin la versetul din 2 Corinteni 4:16 și am văzut că dumneavoastră vă rugați pentru cei bolnavi. Am văzut că purtați mască și eu am purtat, că e obligativitate. Când ne doare ceva, fugim la medic, mi se pare normal. Când ne dă medicul un tratament, ne prescriu un tratament, îl luăm, că ni se pare normal. Că Pavel spunea în Efeseni 5:29 că nimeni nu și-a râvă odată trupul. Îl hrănim și îl îngrijim cu drag. Și totuși trupul ăsta e condamnat să putrezească în țărână. Că din pământ îi luat, acolo se întoarce. Dar noi mai avem un om lăuntric. Și stam și mă gândeam, dar dacă omul din lăuntru se îmbolnăvește, tot așa de atent suntem? Că boala asta numită păcat afectează omul din lăuntru. Și sunt atâtea boli, atâtea boli. Eu mă gândesc că și minciuna e o boală. Când sunteți ispitiți, ca să spuneți o minciună, de la școală și până la cei de vârsta pensionării, vă îngrijorați tare că vă îmbolnăviți? Dar când cineva îi tentat să bârfească, să clevetească pe altul, știți că sunt simptome de boală a omului dinăuntru? Ce faceți? Căutați doctorul? Dar când pe unul atacă imoralitatea și curvia și lăcomia și ura și pisma și disprețul pentru alții, nu sunt tot atâtea boli? Astea sunt păcate. Și Domnul spune că păcatul este o boală.
Nu că am călcat noi niște ritualuri, nu că n-am împlinit niște penitențe ce ne-au fost dictate, nu, nu. Păcatul este o boală pentru omul din lăuntru. Și asta spunea Mântuitorul. El definește parcă pentru prima dată păcatul ca fiind o boală. Și oamenii bolnavi nu pot să lucreze. Pomii care sunt bolnavi nu pot să rodească. La noi în Bucovina, cel puțin la noi în biserică, avem un obicei. În 31 decembrie seara, avem o adunare de la 6 la 8 după amiază. Apoi mergem să ne culcăm, atâta cât ne lasă să dormim petardele și focurile de artificii. Dar recomandarea este să ne culcăm. Dormim până dimineața și pe întâi dimineața avem zi de post și rugăciune din anii copilăriei. Am avut o zi foarte frumoasă. Adunarea plină, balcoanele pline. Ne părea rău că se termină ziua de post. Atâta era de frumos. Iar eu, la trecerea dintre ani, citeam în Scriptură și am găsit un verset și mi-am propus, hai să țin și eu sărbătoarea asta. Că scrie în Exod 23:16, că la sfârșitul anului, atunci să ținem sărbătoarea, să ții sărbătoarea strângerii roadelor. În unele adunări se face ziua mulțumirii sau ziua roadelor și se pun banane și portocale și bostani și porumb și cartofi, mult. Am fost în astfel de adunări. În unele nu se face, de exemplu, noi nu facem. Noi fiind de la țară, eu sătul de porumb și de cartofi, nu-i mai duc și la adunare, că toată viața asta am lucrat. Nu-i condamn pe cei care fac, nu-i condamn pe cei care nu fac, părerile sunt împărțite. Mi-aduc aminte cu un grup de frați de la Vicu, foarte conservatori, printre care era și fratele Mitruț Iliuț, trăiește, are aproape 90 de ani, au ajuns în Ardeal, într-o sărbătoare unde era ziua roadelor. O stat el așa mai supărat. La urmă, păstorul i-a spus, fiecare poate să ia ce vrea de acolo. La unii frați s-au bucurat, s-au împărțit toate, un vicovean, o luat un dovleac, un bostan mare și l-a pus în porbagaj să ajungă acasă să scoată semințele, să se pui la el în grădină, că i s-a părut imens așa. O pleca frasă spre casă, când pe drum s-a stricat mașina. Și dacă s-a stricat mașina, fratele Iliuță se întoarce, bă, să nu fie din cauza la bostanul acela care l-am luat, că pe el tot l-a păsat cugetul, că nu trebuie să ia nimic. Bun, eu am vrut să fac sărbătoarea asta a roadelor duhovnicești. Că e sărbătoare biblică, am spus, măi, 31 decembrie, hai să sărbătoresc și eu asta. Și fiindcă am lucrat la CAP-uri în vremea lui Ceaușescu, știu că toamna cu carul, cu remorca, cu mașina, mergeam la gospodărie. Acolo era un cântar mare, numit basculă, unul care cântărea, te nota, și primeai plată pe cât ai lucrat. Și acum, dacă vreți, la Betel, să facem așa un exercițiu de imaginație, suntem aici, aici e Aria. David, în Aria lui Aramna, s-a întâlnit cu un înger. Domnul spune, Matei 18:20, unde se adună doi sau trei, eu sunt în mijlocul lor. Și eu așa, cu mintea mea de pe 31 decembrie, am spus, măi, hai să vin și eu cu snopii legănați înaintea Domnului. Și m-am fericit că la sărbătoarea strângerii roadelor trebuie să fie bucurie. Și am spus că în Matei, capitolul 3, versetul 8, scrie acolo, faceți roade vrednice de pocăință. Și am luat snopul pocăinței și am gândit, 2021, din ianuarie până decembrie, eu am fost pocăit. O știe și familia, o știu ce e din casa mea. Chiar dacă într-o zi băieții comenta și spunea copiii, tata, dacă ai fi acasă pocăit așa ca la învonții, bine am duce noi, dar nu i-am crezut. Eu cred că-s pocăit acasă. O știi și adunarea că eu-s pocăit. 12 luni m-am străduit să trăiesc pocăința. Și vecinii și colegii, toți știu că eu-s pocăit. Și am luat roada pocăinței și mergeam așa cu ea. Și mi-am adus aminte de unele momente când n-am fost pocăit.
Și parcă o mână a venit și mi-a smuls câteva smice din snopul ăsta. Și m-am întristat. Cum nu pot să aduc eu snopul așa plin, snopul roadelor de pocăință? Dumneavoastră, cum stați cu pocăință? Și am mers la Filipeni 1:11, roada neprihănirii. Și m-am dus în Galateni 5:22, roada Duhului. Anul trecut, Duhul s-a manifestat prin mine. Eu am fost plin de Duhul Sfânt. Vorbesc în limbi, cânt în alte limbi. Și roada Duhului continuă, nu numai cu vorbește când. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, blândețea, facere de bine, credincioșia și înfrânarea poftelor. Și am luat roada Duhului și am venit în area Domnului. Cu snopul așa legănat. Doamne, uite ce duhovnicesc am fost eu. Și când mi-aduceam snopul, m-am gândit, măi, de la înfrânarea poftelor, îs toate spicile la loc. Sau am avut momente când n-am fost așa de înfrânat. Și iară din bucuria aceea mare, din euforia mea, parcă cineva mi-a furat și m-a supărat. Și am spus, măi, în 2022 am să fiu mai plin de roada Duhului. Am să fiu mai atent la lucrurile astea, inclusiv la înfrânarea poftelor. Și m-am dus în Efeseni 5:9. Roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. În 2021, eu nu știu să fi spus vă minciună. Nu știu. N-am nedreptățit pe nimeni, n-am fentat, iertați-mi expresia, pe nimeni. Am venit cu roada asta a luminii, orice bunătate, neprihănire și adevăr. Așa-i? Patronii între ei nu s-au înșelat? Patronii pe muncitori, muncitorii la lucru pe patroni. Am trăit în adevăr sau n-am trăit în adevăr? Gura mea întotdeauna a spus adevărul. Și venim cu snopii legănați și cel care scrie și îi socotește-i Hristos și îi sărbătoarea roadelor. Și asta ar fi, va trebui să fie o pricină de bucurie pentru noi. Și mergem în Evrei 12:11, roada păcii. Nu mi-am permis să trec dintr-un an în altul având cu cineva ceva. Nu mi-am permis, că e un somn de pace. M-am uitat în adunare, măi, n-ar avea nimeni nimic cu mine. Nici n-am invidiat pe nimeni, n-am nicio gelozie. Și eram așa de bucuros și mi-am adus aminte că o soră îmi evită privirea. Și când predic, stă cu capul în jos. Și când m-am dus la mașină în parcare, eu am mers pe partea cealaltă, o dată, de două ori. Asta chiar s-a întâmplat. Și m-am dus și am dat mâna pe pacea Domnului, să veneam la o mormântare. Mi se pare mine sau pe mine că mă eviți? Da, te evit, m-ai supărat, păi hai să stăm de vorbă. Eu nu m-am văzut foarte vinovat. Era o problemă în care noi am condamnat un lucru, nu vi-l spun la dumneavoastră că spuneți că sunt fanatic. Ceva de ținută femeie în adunare. Și frații noștri au comandat. Și ea, că am ciudă pe tine că n-ai venit să mă ridici. Ca cei vizată, printre cei vizați, ca neascultători, eram și eu, o femeie în vârstă. Așteptam de la tine că ești mai bun să vii să mă ridici. De-aia mi-e ciudă pe tine. Măi, dar nu poți să te ridic, eu de părere cu frața. Eu dacă veneam, te mai apăsam un pic. Până la urmă am păcat, am intrat în trecerea dintre ani în pace cu toți. Voi tot așa? Roada păcii. În Amos 6:12, roada dreptății. În Evrei 13:15 îi roada buzilor, rodul buzilor. Apoi iertați-mă, eu anul trecut, n-ați auzit la minte, la mine cuvinte porcoase, glume proaste, vorbi nechipzuite, nu, mai degrabă un cuvânt care dă har celor ce-l aud. N-am bârfit, n-am vorbit de rău, n-am scos strigăte când m-am enervat, ăsta e rodul buzilor. Am cântat, m-am rugat, am predicat. Voi tot așa? Sau așa ar trebui să fie? Și la mine, și la dumneavoastră. Și atunci eu înțeleg că oamenii bolnavi nu pot să lucreze.
Dacă continuăm cu rodul, ar mai fi interesant Roman 16 cu cât? Cu 5 acolo. Unde spune de Epenet care cel din tâi rod alase pentru Domnul. Și m-am gândit, măi, anul ăsta, la cât am vestit eu Evanghelia? Oare s-a pocăit vreo unul prin viața mea să-mi spună, măi, Dragoș, din cauza ta, uite, eu m-am pocăit, te-am urmărit, te-am verificat, măi, vreau să fiu ca tine. Sau mai degrabă să spună, decât pocăit ca Dragoș, mai bine cum sunt eu. Că s-a citit aici ceva, amintea fratele Emi din Slăbănog. Și nu predicăm din Slăbănog. Dar odată un Slăbănog a fost dus la Domnul Iisus, dar nu a putut să ajungă din pricina norodului. Noroadele stau, ascultau, poate voiau să se pocăiască, nu știu, dar a venit un olog și patru oameni nu l-au putut duce. Și norodul care era împrejurul lui Hristos era o piedică pentru Slăbănog. Știți când m-am gândit eu? Vreau un om din Bosange la mine să vină la adunare, la pocăință și dă peste mine și spune decât ca el, mai bine unde sunt eu. Care-i rodul pentru Hristos care l-am adus? Dumnezeu să ne facă mai roditor, frate. Revin la chemarea lui Matei, că Domnul definește păcatul ca fiind o boală. Și aș dori că dacă avem ceva simptome de boală, să mergem repede la doctor. Că nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Am și eu ispite ca și voi, am și eu căderile ca și voi, mă încearcă diferite boli ca și pe dumneavoastră și atunci ce fac? Mă duc la cel care poate să le vindece. Și cel care poate să le vindece e Domnul Iisus Hristos. A lui nume să fie lăudat. Frații mei, era o perioadă de tranziție. De la ritualuri și jertfe, de la manifestări exterioare și tot felul de restricții, Hristos voia să ne spună că împărăția lui Dumnezeu e în mijlocul vostru, e înăuntru vostru. Și printre altele, El voia ca sărbătoarea să fie o bucurie, nu o povoară. Pentru că evreii, în religia lor, erau legați de un loc, fântâna Sihar. Femeia întreabă pe Mântuitorul, unde să ne închinăm? La Ierusalim sau pe muntele ăsta? Ei erau legați de un loc. Domnul vine și spune, femeia adevărată spun că vine ceasul și acum a și venit, când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duc și în adevăr. Doamne ajută! Evreii în practicarea religiilor erau legați de un timp, de ziua de sabat. Dar vine Hristos și se prezintă ca fiind mai mare decât templu și mai mare decât sabatul. Și El în adunarea din Betel arată. Haideți să venim la Domnul Iisus. Dacă aveți ceva simptome de boală duhovnicească, dacă ceva și nu avem timp să le enumerăm pe toate, ne încearcă o gripă din asta păcătoasă, o răceală din asta, niște microbi care ne atacă sufletul, haideți să venim în seara asta la Mântuitorul, El ne dă un tratament și dacă ne conformăm, căpătăm vindecare. Doamne, ajută-ne la asta! Vin nou în burduf vechi. A spus că mântuirea trebuie pusă în burduful harului și nu în burduful legii. Era perioada de tranziție, unul o înțeles-o, altul nu. Și când vorbim de milostivire, vreau să citesc câteva versete din Luca, din capitolul 6, de la versetul 27. Citesc succint așa. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastimă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și cealaltă. Dacă ți ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui cere, dă-i, celui ce-ți cere cu sila de tale, nu le cere înapoi. Ce voi să vă facă vouă oamenilor, faceți și voi la fel. Și dacă dați cu împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi, întocmai.
Voi însă iubiți pe vrășmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb, și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui preanalt, căci el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Și versetul 36. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Se pare că milostirea asta e punerea în practică a sentimentului de milă. Că mila e un sentiment interior. Eu trec printr-un animal rănit, călcat, plin de sânge și mi-e milă de el și plec mai departe. Văd niște orfani, știu că-s flămânzi și n-au mâncare, mi-e foarte milă de ei și plec mai departe. Văd o situație din astea gravă, așa, eu sunt om, am milă și trec mai departe. Se pare că a fi milostiv îi apune în practică mila. Că degeaba-s milos dacă n-ajut pe nimeni. Și acum eu am spus, ca să fii milostiv, să pui în practică sentimentul ăsta de milă, trebuie să plătești un preț. Trebuie să plătești un preț. Un preț sentimental. Iubiți pe cei ce vă urăsc. Oare e ușor sau e greu? Cineva mereu are ceva cu tine și te urăște, și știi că te urăște, și tu întorci înapoi mereu dragoste. Asta înseamnă creștinism, asta înseamnă să fii milostiv, să iubești pe cel care te urăște. Să binecuvintezi pe cel care te vorbește de rău și care îți vrea rău. Tu mereu ai binecuvântări, e un preț care îl plătești la nivel sentimental și întotdeauna când vrei să fii milostiv, trebuie să plătești prețul ăsta. Un preț material. Dacă îți ia cineva haina, lasă-și cămașa. Dacă se împrumută cineva de la tine, nu aștepta să capeți înapoi. Scrie în Biblie. Nu de mult m-a sunat o tânără, spune, frate, eu vin dintr-o familie de ortodoxi, m-am pocăit nu știu de câți ani, îmi spunea câțiva ani, eu vreau să împlinesc Scriptura. Am găsit versetul ăsta, să nu întorc spatele celui ce vrea să se împrumute. Frate dragul, eu nu mă joc cu pocăința, dar la servicii am o colegă de servicii, ai căsătorită, n-are copii, are vreo 50 de ani, toată ziua se împrumută de la mine și niciodată nu mi-o dă înapoi. Ce îmi spuneți dumneavoastră? Ce să fac? Că mi-a tot salarul. Și dacă n-ar avea, ea face concedii de lux cu bărbatul, știu eu, trăiește în huzur. Și vine la mine și spune, n-ai să mă împrumut cu niște bani? Să-i mai dau sau să nu-i mai dau? Temă pentru o casă. Da? Temă pentru o casă. Îi mai dăm sau nu-i mai dăm? Că aici este o discuție. Un preț material. V-am povestit eu de fratele Vorobeț Ion. Tot îmi aduc aminte din întâmplările lui. Era la adunare și spune Duhul Sfânt, du-te în satul cu tare, predică Evanghelia. Se duce acolo, predică Evanghelia, adunarea era plină, fratele îmi povestea nouă. Eu am fost la el acasă, el a fost la noi, nu spun povești. În ușă stau un gospodar din sat, așa rezemat de tot cu ușă, nipocăit. Și pe când fratele Ion predica, vine încet până la amvon și spune, băi, ia dă-mi tu bondița mie. El avea o bondiță de aia în port național. Se uită moșul în fața adunării, dă bondița jos și îl întreabă, vrei și cămașa? Da, dăm și cămașa. Eu da cămașa, o rămas, era un mai eu, o predica mai departe și o plecat acasă. Spunea fratele Ion, tot satul vuit, preotul la biserică a strigat că ce-a făcut cu tare nu-i bine. Avea două fete nemăritate și el nu mai îmbla cu calul, cu căruța prin sat de rușine, ieșea numai fetele. Nu știa ce să facă. O întrebat mână, măi, ce să-i fac? Unul a spus, măi, du-te la moșul, la camica, dă-i înapoi bondița și haina, dar eu te învăț cum să-i le dai. Spune-i omul, să-i dau înapoi în numele Domnului, că altfel nu-i primește. Și spunea fratele Vorobeț, după o vreme a venit și-o dat înapoi și nu după multă vreme omul rușinat a murit acolo în sat. Dar eu mă gândeam acum, vă rog frumos, nu veniți la mine să-mi cereți haina.
Nu mă lăsați dezbrăcat aici. Dar s-a întâmplat, astea s-a întâmplat, că oamenii sunt de tot felul. Și Biblia spune, măi, dacă unul vrea să-ți iei cu sila haina, lasă-și cămașa. Dar eu trăiesc la țară și nu aduc gunoi aici la voi, că e bine că n-aveți. Dar o zi și jumătate, cu compasul mâna, am împărțit niște grădini. Și nu ne-am înțeles cu 30 de centimetri. Păstorul împarte grădini ca să facă pace. Și vii cu Biblia și le spui, măi, oameni buni, dar tu nu-l lași nimic de la tine. Frate, dragul, și-i dreptul meu. E dreptul meu, l-am de la părinți, eu vreau să lăs moștenire la copii, vrea să-și facă casă, nu are front, că e frontul la drum. Și noi predicăm că dacă vine cineva să-ți ia haina, lasă-și cămașa. Voi cei din Arad, cum stați la capitolul ăsta? Dacă vrei să fii nu numai milos, dar vrei să fii milostiv, ține minte, trebuie să plătești un preț. Un preț legat de sentimentele tale, un preț legat de lucruri materiale, un preț fizic, că de te bate careva peste o falcă, întoarce și pe cealaltă. Frații mei, eu n-am avut parte de suferință fizice și prigoară, foarte, foarte puțin. Dar am studiat în ultima vreme istoria bisericilor din Bucovina, că ni s-a cerut să faci o carte cu ocazia centenarului și o trebuie să dăm câteva informații. Dacă am avut în biserică oameni care au suferit și noi am avut oameni condamnați la 25 de ani de pușcărie în vremea lui Antonescu, pe unii din ei am îngropat eu. Pe sora Cârlan Ruxandra o lăsat acasă o casă de copii și o plecat pe 25 de ani la Cernăuți. Ăștia sunt eroi credințe noastre. Dar în comuna Volovăț, într-o noapte, au arestat 30 de frați și de surori. I-au condamnat pe 25 de ani și 4 surori au murit în pușcăria din Cernăuți, nu mai veni niciodată acasă. Oamenii ăștia au plătit un preț pentru pocăință. Acum trăim vremi de libertate. Mulțumim Domnului pentru ele. Să le ții așa și mă mai rog Domnul să țină și în vreme de pace. Noi odată pe lună facem în Bucovina o întâlnire cu frații slujitori, diacon, presbiteri, păstori și alții care vor să vină. Acum vinerea cealaltă, nu al altieri, cealaltă, am fost la Bilca, o biserică în hotar cu Ucraina. Știți care a fost motivația fraților? Fraților, hai să ne rugăm pentru pacea României. Și ne-a rugat pentru pacea țării, ne-a rugat pentru frații noștri din Ucraina. Eu am fost de multe ori acolo, am fost în multe biserici, am dormit la ei, am stat la ei, am plâns cu ei, ne-am rugat cu ei, am stăruit cu ei. Și acum să vedeți frații noștri ce plângeau și se rugau, Doamne, ai milă și lasă pace și în Ucraina. Vreți să ne rugăm și noi pentru asta? Și apoi m-am adăugat eu la tema asta a păcii, că în 67, când rușii au vrut să intre aici, cumnatul meu era în tranșee, săpate și în linia întâi. Când au invadat cehoslovați, atunci au vrut să vină și la noi și se mai rugau frați atunci. Și la Vicu v-am povestit asta. Era un colonel de securitate trimis de la București să testeze starea societății, a oamenilor. Și duminică a intrat în adunare. Și frații de la Vicu așa plângeau și așa se rugau. Și când s-a gătit rugăciunea, prin fratele Iliuță Cornea a ieșit o prorocie. Am pus îngerii mei la hotarele țării, nici o palmă de pământ nu va fi călcată. Omul ăsta de la București se duce la el și îl întreabă, dar de unde știi dumitale că nu o să fie călcat pământul românesc? Dar moșul era bătrân și era surd. Auzea greu și era așa ghibos, vorbea greu. Se întoarce la el și spune, ce-i cu tine, băi? Tu n-auzi că o grăie Duhul Sfânt? Ce cu tine? Și Dumnezeu a pus îngeri la hotare atunci. Ne rugăm să-i pună și acum. Că și eu am niște băieți buni de plecat în război. Acel cumnat al meu care era în tranșee, tata lui a plecat în război, fratele Gheorghe Axânte, soacră mea era născută, soacră mea era însărcinată cu Viorel și când s-a rupt frontul, a venit prin Bosanci, a ajuns la Fălticeni, într-o noapte
O fugit în Bosanci, o sărutat nevasta, adică pe soacră mea, pe mama, așa, o sărutat-o pe soacră mea care era mică și o plecat în război și nu a mai venit. Cumnatul meu nu l-a văzut niciodată pe tatăl său. Vreți să ne rugăm pentru pacea țării? Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Și apoi la tema asta eu am mai spus, fraților, n-ar fi rău să ne rugăm și pentru pacea din familie. Că pune Domnul înger la hotar, dar e război în casă. Și tot nu-i bun. Să ne rugăm pentru pacea din adunările noastre. Să ne rugăm Domnul pentru pacea din inimă și Domnul să lasă pacea noi. Continuăm să vorbim din cuvântul Domnului. Există un preț pe care trebuie să-l plătim când vrem să ne arătăm mila și să fim milostivi. Dar Domnul spunea prin Luca, fiți dar milostivi după cum și Tatăl vostru care este în cer îi milost. Domnul, ajută-ne la asta. Un gând mai am de aici, vis-a-vis la obiectul sau destinația milei noastre. Când vorbește de milă, Mântuitorul dă trei pilde. Prima pildă o găsim în Luca, în capitolul 10, pilda samariteanului milos. Dumneavoastră știți pilda, nu o aprofundăm, dar eu am spus acolo un enunț. Milă față de cel neajutorat. Că de la Ierusalim cobora un om cu averea lui înspre Ierihon, l-a prins o ceată de tâlhari, l-au bătut, l-au dezbrăcat, l-au jefuit și l-au lăsat aproape mort. Și în condițiile acelea când omul nu se mai putea salva, omul avea nevoie de un ajutor, trece pe alături și preul și levitul. Dar al treilea vine un samaritean și spune Biblia că i s-a făcut milă de el. Milă pentru cel neajutorat. Începând de la animale, și nu vă spune să țineți căței în casă, da? Până la oameni neajutorați. Pavel spune în Evrei, ați avut milă de cei care erau în temniță. Sunt bolnavi de care trebuie să avem milă. Sunt orfani de care trebuie să avem milă. Sunt văduve și văduvi de care trebuie să avem milă. Sunt săraci de care trebuie să avem milă. Milă pentru cel neajutorat. Domnul să ne odeie. Milă pentru cel vinovat. Sau mergem în Luca 15. Fiul risipitor pleacă de acasă, foarte arogant, dă în partea de avere, o cheltuiește. Știți dumneavoastră cum? Își vine în fire, pleacă la tatăl său. Hotărât că am să-i spun, nu sunt vrednic să fiu fiul tău, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului, primește-mă ca pe unul din hargații tăi. Și Biblia spune că tata l-a văzut de departe și i s-a făcut milă de el. Mă, era vinovat? Era vinovat. Dar tatăl ăsta care reprezintă pe Dumnezeu are milă pentru toți vinovați. Că și eu am partea mea de vină și eu am fost așa de vinovat, dar tata m-a primit și m-a îmbrățișat și am plâns la pieptul lui. Mai sunt vinovați aici în locul ăsta? Oameni care să știu vorba românului cu musca picăciună? Oamenii care l-au supărat pe Dumnezeu? Eu sunt aici să vă spun că Dumnezeu are milă de noi. Dacă ne întoarcem la tata, dacă ne întoarcem acasă la el, Dumnezeu are milă. Și milă față de cel îndatorat. Matei 14, 18. Un împărat avea un datornic, nu știu cât, mult, 10.000 de galbi, de talanți, mult. L-a chemat la socoteală, vine mă așa, dă-mi bani. Ăla, da, mai îngădu-mi, nu ai bani? Vindeți-l pe el, nevasta, copii, recuperez ce pot. Omul ăla s-a aruncat cu la picioarele lui, zic, mai așteaptă-mă puțin. Cercetătorii Scripturii spune că nu și-ar fi putut niciodată plăti datoria. Mai așteaptă puțin. Și se uită împăratul la el și spune Biblia că i s-a făcut milă și l-a iertat. Și a spus, du-te acasă că ești iertat. Ăla iese chiuind, bucurind, sărind, foarte bucuros. Și în calea lui întâlnește unul care era dator cu 50 de lei. Și aduce aminte, îl strânge de gât, băi, dă-mi bani.
Ăla spune, mai așteaptă un bătrân. Nu, nu, nu. L-a aruncat în temniță să-i dea bani. Nu, celălalt din jur a văzut și i-a spus la împărat. Împărate, știi ce a făcut ăsta? O da băgat în temniță pe unul. Mă vine goțul. Mă, dacă eu am avut milă de tine, nu se cuvenea să ai și tu milă de el? L-a aruncat și pe el în temniță. Noi avem oameni care ne sunt datori. Îi putem ierta? Eu am făcut o mărturisă publică, eu am bătrânit, trecut de 60 de ani, n-am băut, n-am fumat, n-am curvit, nu m-am bătut, m-am păzit. M-am păzit. Și de câte ori mă plec seara pe genunchi și îmi fac așa o verificare rapidă, totdeauna trebuie să-mi cer iertare la Dumnezeu. Doamne, iar am greșit. Eu recunosc că mai mereu greșesc, în gând, în vorbă, în gesturi, neatent, iute câteodată, nemilos altădată, și spun, Doamne, iartă-mă! Și eu cred că Domnul de fiecare dată m-a iertat. Și-a iertat mult la mine. O mai iertat pe cineva de aici? E, da. Dar la mine odată un frate s-a ridicat în adunare și a spus ceva rău de mine. Mă, și nu-l putem uita. Până la urmă, într-o seară, a venit și a cerut iertare. Bă, frate, dragos, nu știu ce-o fost. A spus ceva, mă pot ierta? Știi că nu mi-a fost ușor. Dar mă gândeam că Dumnezeu m-a iertat. Eu i-am căutat alt motiv. Numai atâta i-a spus, frate. Când mă tale mai vorbi de rău, te-ai ridicat la un spat frățesc în adunare. Și acum, joi seara, când am ieșit din adunare, pe o uliță întunicoasă, te uiți să nu te vadă nimeni, îți cer iertare. De da, te iert și așa. Că nu de mult am fost la Bacău, într-un conflict, și cineva i-a spus, măi frate, dar nu-l poți ierta. Ba da, frate, dragul, și eu sunt omul Dumnezeu. El m-a vorbit de rău de la amvon. Să se ducă la amvon, să-și ceară iertare și eu-l iert. Măi, dar nu ești prea pretențios? Eu când mă gândesc că t-a iertat Dumnezeu, apoi pot să vă iert și eu pe voi. De multe ori nu iertăm o privire, ni se pare așa ironică. Nu iertăm o vorbă. Nu mai spui la o fată tânără să se îmbrobă de mai bine sau să îmbrece mai frumos, ea fuge acasă și îți dă mamă sa telefon. Dar ce ai cu fata mea? Dar de ce la cor ai împins-o mai încolo? Eu v-am povestit odată. Era să intru în adunare, evanghelizare. Când să intru, vine o fată la mine plânsă. Ce-i măi? Frate Dragoș, tu știi că la cor eu eram a doua de pe bancă. Și acum au venit așa și m-au împins a treia. Măi, asta e problema ta, măi, locul ce... Dar eu mă uit pe geam, uite, sunt locuri în spate. Nu, frate dragul, și acolo e locul meu și eu acolo stau. Că dacă nu, mă duc acasă, eu știu ce pățesc cu mama, spune, tu da, te împingi care cum vrei acolo? Că eu m-aș duce și pe a treia bancă. Și mama s-a pocăit veche. Și eu mă gândesc, asta e pocăința noastră? Bine că la voi nu e așa, uite, la noi s-a întâmplat odată. Numai să-i dai solul la una, la cealaltă, știi că m-o suna mama asta, dar de ce nu mai cântă fata mea? E mai bună a cealaltă? Și trebuie să ne iertăm în fiecare zi, frații mei. Dumnezeu să ne ajute, amin? Că Dumnezeu ne iartă în fiecare zi și iartă mult la noi. Și noi trebuie să iertăm puțin. Milă față de cel îndatorat. Doamne ajută de la asta. În încheiere vreau să spun că în Iacov, scrie un verset acolo, mila biruiește judecata. Am aplicat-o la aceste trei pilde ale Domnului și am găsit că la pilda samariteanului, mila o biruit judecata. Că samariteanul nu l-a întrebat, măi, de unde vii? De ce nu ți-ai luat o gardă de corp? De ce n-ai fost atent? Nu, nu, nu. El l-a luat așa plin de sânge cum era, l-a pus pe asin, o cheltuit, vin, un de lemn, bani la hangiu și a spus, dacă mai trebuie, încă mai dau. Aici milă o biruit judecata. În pilda aceea cu robul nemilostiv, eu am spus că judecata o biruit Mirta. Că Domnul și-a făcut milă de ăla dator, dacă n-a văzut că ăla n-are milă, spune Biblia, l-a luat și l-a aruncat în temniță. Că cine nu are milă va avea parte de judecata lui Dumnezeu. În pilda fiului risipitor, a spus eu, egal mila cu judecata. Că Domnul l-a iertat pe fiul risipitor, aici a avut milă.
dar averea nu mai împărțit-o. Să spui, măi, mai iei o dată de la frate tu partea lui și ți-o mai dau ție. Și când vorbim de milă, e un chei. Domnul a prins niște oameni cu temele nefăcute. Măi, duceți-vă și învățați ce înseamnă. Când e temă la control, dacă ați fi știut ce înseamnă, suntem dispuși să învățăm lecția asta? Și nu știu de cine o să ai tu milă de azi înainte, dar te rog un singur lucru. Ai milă de sufletul tău. Amin.